veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Să privim acum la cea de-a doua parte a lecției Ispitele Pustiei și asta gândiți-vă în mod special cei care aveți ani de pocăință, 10, 20, 30 sau unii poate cât o pustie, 40. Eu privind la nici jumătate de pustie în urmă, constat cu tristețe că unii care au pornit alături de noi deja sunt morți pe drum și poate că alții, a căror viață este șubredă în prezent, nu vor finaliza încă. Vă reamintesc, săptămâna trecută aminteam trei ispite, ispitele colectivității, neînțelegerile, unde sunt mulți oameni împreună, apar nevoi, apar vederi diferite și uneori se calcă oamenii unii pe alții nu numai pe picioare, se mai calcă și pe cap și astfel se nasc conflicte. Cealaltă ispită, răzvrătirea. Într-o mulțime nu pot să fie toți egali, trebuie unii să fie mai în față și alții mai în spate. Cât ar fi cercul de rotund, tot unii vor fi spre soare răsare și alții spre soare apune. Și tot va trebui unii să comande, poate și alții să execute. Și nu întotdeauna cei care comandă, comandă cel mai bine. Și de aici se nasc ispitele acestea. Și aminteam și de trei ispite datorită faptului că pustia este lungă, apare un fenomen de uzură. Și birui un an, birui doi, cu unul care îți provoacă neînțelegeri sau cu unul care îți face greutăți, dar după câțiva ani nu mai poți să suporți aceasta și este din ce în ce mai greu și atunci, pe fond de uzură, oamenii păcătuiesc. Ne vom opri în dreptul ispitelor privind mai întâi la ispitele materiale și apoi la cele spirituale. În ce privește ispitele materiale, deschideți la Deuteronom capitolul 8, noi trăim condiții de viață diferite. Fie în același timp, din punct de vedere geografic, fie din punct de vedere istoric, chiar aceeași persoană, amintiți-vă de Iov, când a fost bogat de nu-i lipsea nimic, când a ajuns sărac și bolnav. Și scrie în Deuteronom 8:3, astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te înveți cu omul nu trăiește numai cu pâine și cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. În ce privește condițiile de viață, distingem trei posibilități. Omul poate să fie bogat și în ce privește bogăția, aceasta este ori un har, ca o binecuvântare din partea Domnului, ori este o îngăduință divină. Este har pentru copiii Domnului, pentru sfinți și pentru cei răi, dacă sunt bogați, este o îngăduință de la Dumnezeu. Aici, în Deuteronom 8, citesc în versetul 17, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele m-au câștigat aceste bogății. Omul nu prin mâna lui este bogat. Dreptul evreilor, Dumnezeu i-a îmbogățit, le-a oferit cadoul acesta. Deci bogăția nu este o stare normală pentru om, odată cu căderea în păcat. Bogăția era o caracteristică a omului în rai, când nu lipsea nimic. Dar de atunci i-a fost poruncit lui Adam cu sudoarea feței să-și câștige pâine și începând cu Cain apare prima referință biblică despre sărăcie, când scrie în Geneza 4:12, pământul să nu-ți mai dea bogăția lui. Deci inițial, pământul a fost destinat să dea bogăție omului. Și chiar în sol și subsol sunt ascunse atâtea bogății naturale, minerale. Dar datorită stării de păcat, oamenii în general de-a lungul istoriei, și uitați-vă și astăzi, după 6.000 de ani, cu toată tehnica dezvoltată, nu se poate scăpa de sărăcie. Și dacă sărăcia este o caracteristică majoră a celor mai mulți de astăzi, tot de sărăcie se izbesc uneori chiar oameni din țările dezvoltate și chiar din țările bogate. Dacă fi sistemul acesta de credite, sau dacă ar fi dintr-o dată așa peste noapte să se întrerupă și apă și gază și de toate, în scurt timp am devenit niște săraci notori. Deci, de o parte este bogăția, de partea cealaltă este sărăcia și dacă bogăția corespunde raiului și stării de neprihănire, sărăcia corespunde extreme celelalte, blestemului păcatului. Și citesc despre asta în Deuteronom 2:7, că Domnul nu i-a îngăduit pe evrei și nu o să ne îngăduiască nici pe noi, Deuteronom 2:7. Căci Domnul Dumnezeu tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în această mare pustie. Iată de 40 de ani de când Domnul Dumnezeu este cu tine, n-ai dus lipsă de nimic. Dar nici bogați n-au fost. Sărăcia este efectiv să nu mai ai nimic ca sărăcia, ca o condiție de blestem. Și doar din Levitic, vreau să citesc 26, acolo unde sunt
niște ispite graduale, că dacă nu te pocăiești, te lovezi mai rău de 7 ori și mai rău de 7 ori. 26 cu 26. Când vă voi trimite lipsă de pâine, pâinea este elementul vieții, element pentru care omul dă orice altă valoare economică. 10 femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul și veți mânca, dar nu vă veți sătura. Omul care are ce să mănânce nu este sub blestemul sărăciei. Și de aceea, între bogăție și sărăcie, este starea în care Dumnezeu i-a ținut pe evrei în pustie. Doar împlinirea necesităților. Și aceasta este reprezentativă și pentru noi. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus pe care le vom citi, dar până ajunge Noul Testament ne oprim în Neemia, capitolul 9, pagina 506, unde este dovedită așa ca o amintire a istoriei, întreținerea aceasta a lui Dumnezeu. Bogați n-au fost în pustie, n-aveau de unde să se bogățească. N-au deschis vreo mină să sape în adânc să scoată aur. N-au semănat nimic să scoată recoltă mare. Atât le dădea Dumnezeu și aminteam noi duminică seara, mana pentru fiecare zi. Cum încercau să aducă un surplus, cum se străca. Și scrie 9:15 în Neemia, le-ai dat de la înălțimea cerurilor pâine și rețineți, când le era foame, să nu confundăm starea de blestem când oamenii mureau de foame și de sete, cu starea aceasta când Dumnezeu îi ducea până când se le fie foame bine și să-i taie setea tot bine, dar apoi le dădea fără să se usuce de sete și fără să moară de foame, dar îi lăsa puțin să le fie foame. Cum spune noi, mai săreau peste câte o masă, dar nu să ajungă la o limită minimă. Și ai scos apă din stânc atunci când le era sete. Că uneori dacă ne dă apă până nu ne apucă setea, nici nu mai cere, nici nu mulțumim. Dar dacă ne lasă uneori spre limită, trăiește omul într-o altă relație cu Dumnezeu, chiar prin prisma problemelor materiale. Că dacă mama în fiecare dimineață spune merinde la școală sau soția la servici, pe urmă, poate crede copilul că din oficiu ghiozdanul are o resursă internă și se alimentează zilnic. Dar dacă astăzi nu i-ai pune merinde și i-ai spune, îți vezi că pe la 11 când o să fie foame, o să sosesc cu merinde la tine. Odată s-a întâmplat și când le-am spus copiilor că o să mă duc într-o pauză, era unul din ei în stradă, m-a aștepta. Așa ceva a făcut Dumnezeu cu evrei, să știe că Dumnezeu le dă și că știe că le este foame și nu întârzi, dar îi lasă până spre limita aceasta. Trecem în Noul Testament și amintim ce spunea Domnul Matei 6. Deci oricât am fi de spiritual, nu putem face abstracții de stomac. Foame e foame, postim, postim, dar când se gata postul tot te duci la bucătărie. Și spune aici 6:25, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcăminte? Sunt două condiții ca omul să trăiască. Să aibă ce să introducă înăuntru, să mănânce și să aibă cu ce să acopere. Că acum iarna, dacă n-am avea căldură și haine, ne poate da mâncare, că nu știu cât trăim. Și asta spunea Domnul, nu vă stresați peste măsură de mult cu ceea ce veți mânca sau cu ceea ce vă veți îmbrăca. Și spune versul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. N-a fost asta valabil pentru cei din pustie? Scopul lor era să se ghideze după nor și dacă norul stă, să nu se ducă ei undeva crezând așa sub o iluzie optică că undeva este o oază cu apă. Nu pleacă norul, nu plecăm. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, în fiecare cort, odată cu fiecare seară se termina mana. La noi nu e așa. Dar ei trăiau versetele astea. Și mâine, în dorarea lui Dumnezeu, se plouă altă mană. În fiecare seară, când se culcau, în bucătărie rămânea curățenie. Se termina totul. Și Dumnezeu, niciodată, precum soarele care răsare, n-a uitat 40 de ani în nicio dimineață să nu lase emana peste ei. Și de asemenea, mai citesc din 1 Timotei 6, cineva făcea o observație pe seama unor spuse în urmă cu o săptămână sau două, știu eu,
că este normal să încurajăm pe frați, dar nu este ușor uneori, sunt unii care sunt lipsiți. Da. Și Dumnezeu ne lasă, repet, până la limită, dar niciodată, pentru copiii săi, în condiții normale, nu se trece de limită. Amintiți-vă de Ieremia. A ajuns în temniță. Dar știți, spune în cartea prorocului, că până s-a terminat pâinea din cetate și până a căzut în robie, în fiecare zi, chiar dacă a avut dușmani, i-a fost rânduită o pâine. Și spune aici, în 1 Timotei 6, cu versetul 7, că și noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Evreii au ieșit din Egipt cu azimile. Astea n-au ținut în pustie. Și când au intrat în Canaan, au intrat fără mană. Aceeași relație o vom experimenta și noi. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Da, asta știu eu, probabil acum 2000 de ani și încă cu alte 1000 și de ani în urmă, suna mai bine. Acum asta sună puțin nepopular. Dar dacă am trăit probabil undeva în Afganistan la ora asta, probabil că versetul ăsta ar fi mult mai pe înțeles. Dar cum noi avem, suntem orientați spre vest, nu spre est, poate că înțelegem mai greu versetul ăsta. Chiar auzeam o vorbă, unii își pun planuri de reconstrucție a Afganistanului în timp, dar afganul de rând se gândește la supraviețuirea lui în iarna asta. Cu ce să mănânce în iarna asta și cu ce să îmbrace până în primăvară. Și la urma urmei, întrucât viitorul oricum este imprevizibil, grija noastră să fie pentru ziua de azi. Dormiți toți liniștiți pentru mâine? Așa sunt lucrurile, că în general toți suntem pe aici, cu mici variațiuni. Se naște ispita poftelor selective și suplimentare. Adică, mană este, dar vrem și altceva. Adică, avem cât să mâncăm, dar vrem puțin mai mult. Avem cu ce să ne îmbrăcăm, dar vrem selectiv, vrem alte haine. Avem cu ce să ne îmbrăcăm, dar vrem și câteva de rezervă. Pofte selective sau suplimentare. Și suplimentar Dumnezeu n-a dat și selectiv n-au avut ce alege. Noi avem. Noi numai dacă de la noi citire vom înțelege versetul care spune mulțumiți-vă cu ce aveți. Pe fondul a ceea ce scrie în continuare și eu citesc din Evrei 13 cu 5, căci el însuși a zis. Deci este o asigurare. Acum vă întreb, mântuirea este la grămadă? Știu că mântuirea este individuală, dar purtarea de grijă e la grămadă sau tot individuală? Dacă Dumnezeu individual se pogoară, se ocupă de tine, se te mântuie, de grijă cum îți poartă? Nu tot pe cap de locuitor? Dacă și păsările micuțe sunt tot la bucată, nu sunt la stol. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Deschideți acum la Psalmul 78. Scrie aici, versetul 18. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor. Cum? Cerând mâncare după poftele lor. Știți ce spunea Domnul? Să nu vă prindă ziua aceea cu un buibar de mâncare și băutură și să vă îngreuneze inima. Este aceea legătura a inimii cu stomacul. L-au ispitit pe Dumnezeu cerând mâncare după pofte. Adică nu au cerut doar să-și stâmpere foamea, ci au cerut ceva, nume ce vroiau ei. Și le era poftă. Dar nu este om fără poftă. Dar din frânarea poftelor știm? Dar Duhul din noi poate tăia poftele astea selective. Ar trebui? Știți care a fost 11 cu 4 numere? Adunătorii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel. I-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă, să zică. Deci, hai să ne poziționăm mai bine. În general, acum în lumea asta, celorlalți le vine poftă. Dar când ei ochesc pe lângă noi și ba chiar se alivează, aproape că trece pofta și la noi. E cam ca și aici. Ne aducem aminte de pești pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic. Mai cu seamă, de castraveți, de pepeni, de praș, de ceapă și de usturoi. Și știți că uneori așa când vine să scăpăm de iarnă spre primăvară, așa că unii mai spun că ne arde gura după ceva mai verde, mai legume ceva. Să înțelegem și pe ei.
Și acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Eu nu vreau să spun cu asta că de acum încolo trebuie să mâncăm numai un singur fel de mâncare. Trecem pe mămăligă sau doar pe pâine. Nu. La noi e mult mai diversificată masa. Dar ne vom mulțumi cu posibilitățile care le avem? Nu este Dumnezeu împotrivă să avem câte ceva, dar dacă nu putem să avem mai mult, și ne vine să avem mai mult, este o ispită. Care s-ar putea să se transmită în a fi o ispită pentru Dumnezeu. Și să se necăjească pe noi și să spună, da, v-am dat mai mult ca la evrei și tot nu vă place. Aveți mai multe haine decât ei și nici așa nu-i bine. Se întâmplă uneori în familie. Dorești la un copil, poate mai mult decât la altul. Și este câte unul mofturos care îți va spune, da, mie nu-mi dai. Și păi, măi, dar ți-am dat mai mult ca la altul. Și pentru el tot nu-i destul. Așa ne poate privi și Dumnezeu. Și întoarceți pagina, spune aici în versetul 34, Dumnezeu a dat mai mult dacă au vrut mai mult, dar știți cu ce termine ispitele astea? Au pus locurile acelea numele Kibrot Hataava, mormintele lăcomiei, pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. Au vrut neapărat să mănânce. Și mai întoarce și la psalm, psalmul 106, să n-ajungem să ne dea Dumnezeu, nu pentru că El consideră că ar trebui să ne dea, ci pentru că așa vrem noi. Să n-ajungi să te lase Dumnezeu să mănânci cum l-a lăsat pe Balam, n-a du-te. Vezi tu unde te duci. Și spunem psalmul 106, versetul 15, El le-a dat ce cereau, dar a trimis o molimă printre ei. Și să știți că unii cer ce nici sănătatea nu le permite și Dumnezeu le dă ce... îi lasă să mănânce ce vor, dar cu boală cu tot le trimite mâncarea. Într-o pachetă sau în două. Cu pedeapsă cu tot. O vreți? Poftim! Dar le-a dat-o Dumnezeu în supărarea Lui. Și asta i-a costat. Spuneam despre poftele suplimentare, când vrem mai mult. Și tot din psalm, psalmul 78, citesc, de la versetul 19. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis, oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că El a lovit stânca, i-au curs ape și s-au vărsat șuroaiele, dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului său? Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-a stârnit împotriva lui Iacov mânia lui. Pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui. Poate să dea Dumnezeu din pustie, dar când a făcut Dumnezeu grădina Edenului, din ce a făcut-o? Pământul era pustiu și gol. Dumnezeu din pustie se pricepe să fac grădini. Face pomicultură din nimic. Însă ei vroiau de fiecare dată ceva mai mult. Și spunea Domnul Matei 6 cu 19 și 20, nu vă strângeți comori pe pământ. Ce înseamnă asta? Comori. Lucruri care sunt peste necesarul de existență, de folosință și care trebuie depozitate. Și continuă Domnul, pentru că le fură hoții, le roade molia sau le mănâncă rugina. Ci strângeți-vă comori în cer și cred că nu necesită explicații prea multe. Să spunem ce înseamnă să strângi comori în cer. Asta spune la mană în Exod 16. Cine strânsese prea mult n-avea de prisos, cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă. Dar acum cum e cu mana asta? O mai împărțim noi ca să știi care e locul surplusului? Ce este la mine peste normă este la altul sub normă? Surplusul are loc? Și dacă e deasupra, ar merge în cer să rămână deasupra dacă știm să-l folosim într-un mod înțelept. Să știi ce să faci cu surplusul care nu poți să-l folosești. Oricum, surplusul acesta, cum spuneam din cuvintele Domnului, nu poate fi valorificat mai bine decât al depozita în cer. Și citești ceva din Apocalips, pentru vremea noastră de acum. Apocalips 18, versetul 9, și împărații pământului, e vorba de Babilonul religios care va cădea, sau economic, toate împreună, care au curvit și s-au dezmerdat în risipă. Când se face risipă? Când este surplus. Când vor vedea fumul arderii, ei vor plânge și vor boci. Versetul 17. Atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit.
Și toți cărmașii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinare, și toți cei care câștigă din mare stăteau departe și priveau cum s-au distrus toate surplusurile și toate bogățiile au fost înghițite ca de apă. Deci, fie că pe rând, sistematic de hot sau cum evoluează rugina, fie că dintr-o dată la urmă surplusul piere, de aceea este bine, hai să dăm la săraci, măcar tot mereu ce pe din afară să nu ia rugina, știți? Măcar cât ar mânca rugina și cât ar roade molile să dăm, dacă tot nu vreți să dăm tot. Nu neapărat asta cere Dumnezeu la toți. La câte unul cerut, au fost excepții la care le-a zis Domnul să dea tot. Îi și dădeam pe măsură răsplată în cer. Dar să înțelegem rostul acestor lucruri. Mai deschideți, vă rog, la Levitic 25. Aș vrea să concluzionăm ideea aceasta înțelegând că pustia, nu Egiptul. În Egipt era muncă masiv, dar și oale cu carne. Muncă masiv, mâncare la discreție. În pustie munca nu-i fără măsură și fără timp, dar și întreținerea este limitată. În Levitic 25 scrie versetul 21: Eu vă voi da binecuvântarea mea în anul al șaselea și pământul va da roade pentru 3 ani. Asta am amintit în ideea că în pustie, nu numai în sabat, și apoi chiar când intrau în Țara Sfântă, trebuia a 7-a zi, al 7-lea an, al 50-lea an, să fie an de repaus. Și pentru timpul de repaus afectat pentru Domnul și pentru slujire, Dumnezeu se angajează anticipat să îți pregătească hrana necesară. Pământul este dozat cu capacitatea, era atunci, de a da în al 6-lea an recoltă, recitesc, pentru 3 ani. Și ei trebuiau în anul respectiv să folosească timpul pentru odihnă. Știți, ziua 7 era adus, nu numai să te odihnești, adus aminte că în ziua 7 Dumnezeu a creat, deci era un moment de părtășie cu Dumnezeu, cu Levitul, cu săracul, cu toată lumea. Ceea ce spune concluzia Vechiului Testament și chiar a Noului, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Asta îți dădea voie în acel timp de repaus. Și versetul următor: când veți semăna în al 8-lea, veți mânca tot din vechile roduri. Până în al 9-lea an, până la noile roduri, veți mânca tot din cele vechi. Deci, încă o dată punctez, noi suntem în condiția pustiei. Muncim, dar lăsăm timp pentru Domnul. Dumnezeu ne dă, dar ne mulțumim cu ce ne dă. Dacă ne dă Dumnezeu ceva în plus, atunci să ținem cont de colegii noștri, de frații noștri, de oameni din jur care trăiesc și la nivelul pustiei sau chiar la nivelul lumii acesteia și să ne adunăm comori în cer, ne lăsând ca ariditatea pustiei să nimicească în final chiar tot ceea ce avem. Să ne dea mânicii.
Deuteronom 32:10, dacă am putea înțelege noi ce scrie aici. El l-a găsit pe Israel, e vorba de Dumnezeu, într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate, l-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui. Într-o asemenea comparație a fost grija lui Dumnezeu pentru Israel. Nu va fi și pentru noi? Va fi. Dar este foarte important, repet, foarte important să ai încredințarea căci Dumnezeu îți poartă de grijă, evident, muncind, făcându-ne partea noastră, ca să-i ceri lui ce ai nevoie, să-i mulțumești pentru ce ai și să știi că ce ai primit, ai primit de la Dumnezeu, că atât a fost voia lui să-ți dea, atât a fost planul lui pentru tine și să mergi mai departe, nepreocupându-te astea ca să te ispitești și apoi să te ispitești pe Dumnezeu. Trecem acum la ispitele spirituale. Exod 20, două ispite spirituale am notat, idolatria și necredință. Primele trei porunci vizează idolatria. Să n-ai alți dumnezei, eu sunt Domnul, să n-ai alții, doi, să nu-și faci chip cioplit și trei, să nu-i îndeșeri numele Domnului. Dacă primele trei se ocupă de problema aceasta, înseamnă că este foarte important. Și păcatul idolatriei este o cară pentru Domnul, este o necinstie, este socotit că l-ai uitat pe Dumnezeu. Este o mare jignire la adresa lui Dumnezeu, idolatria. Este a socotit că nu ții cont de Dumnezeu. Și sunt două forme de idolatrie care au atacat poporul. În primul rând, zeii Egiptului, în Exod 32, ei au făcut vițelul de aur și spune de la versetul 1, poporul văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis, haine, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron le-a răspuns, scoate cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicilor voastre și aduceți-i la mine. El le-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat și ei au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Atunci când ei au făcut idolul acesta, amintiți-vă, știi cuvintele Domnului din Luca care spunea că Duhul, după ce iese din om, vine înapoi să se reinstaleze în casă. Și este un verset în Scriptură care spune că în inima lor s-au întors în Egipt și au făcut un vițel, care dovedește clar că ideea cu vițelul aparținea vechilor lor apucături. Și idolatria se instalează foarte ușor în forma în care a fost înainte. Duminică seara am experimentat ceva. Nu știu dacă este aici acel frate, oricum este 100% nevinovat. Am anunțat dimineață că să facem o strângere mai mare pentru copii și fratele, pocăit doar recent, ne-a căutat înainte de slujbă că n-a știut că trebuie puși bani în colectă sau se adună la birou aici, zicând, unde se adună banii pentru Moș Crăciun? Și mi-a amintit de ce spune Pavel, că omul obișnuit cu idolul până atunci, el crede că pentru idol este. Fratele, în mod sigur, n-are nimic cu imaginea aceasta. Dar obișnuit, stilizat într-un fel până la un moment dat, cel mai ieftin a fost să revină la vechi sistem de gândire. Și obișnuiți ei crescuți de o vreme în Egipt, n-au putut să stea fără Dumnezeu. Au spus, fă-ne unul. Pentru că toată ziua, adică toată viața până atunci erau obișnuiți să aibă o imagine în fața lor. Și când Dumnezeu, sau mai exact când Moise a fost în fața lor, aveau ceva în imagine. Dar când, știți, asta au motivat ei. Unde-i Moise? Acum noi ce mai vedem? Erau obișnuiți să-și vadă Dumnezeu. Și pentru ei Moise era, este și astăzi pentru evrei, ca un idol în ghilimele spus. Și când nu l-au mai văzut, spus, vrem ceva. Obișnuiți, cum zice Pavel, până atunci cu idolul. Care vă sunt formele sau v-a fost formele
de până acum. Ele tot mereu vor vrea să revină în viața noastră. Chiar dacă la începutul pocăinței ești animat de dorințe înalte și ești preocupat de cele sfinte, după ce începi să mai slab, să te mai rutinezi, vechile apucături se instalează în viața ta dacă nu ești atent. Nu puțini au pus unii pătura pe televizor sau alții l-au scos. Și cu vremea ei singur l-au adus înapoi. Au avut momente în care l-au dat afară. Și apoi din nou l-au reinstalat. Că omul este obișnuit într-un fel, ispitele acestea spirituale au două laturi. Și latura cu Dumnezeu e latura plăcerii. Ceva m-a surprins la punctul următor care o să vi-l spun. Pe lângă idolii vechi, ei au mai fost afectați de idolii din jur. Și pe când au intrat în Canaan, ce m-a surprins? Că n-au acceptat idolii cananiților de frică. Măi, am venit în țara asta, cum au făcut samaritenii de mai târziu. O să mai ne mănâncă lei, să slujim la Dumnezeu locului. Evreii nu de frică au adoptat idolii Canaanului, de plăcere. Idolatria nu este un păcat sub efectul forței, nu. Este un păcat, repet, sub efectul plăcerii. Să citim, de exemplu, din Exod 34. Dovada a ceea ce vă spun. 34:14. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos. Este un Dumnezeu gelos. Ferește-te să faci legământ cu locuitorii țării, ca nu cumva curvind înaintea Dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească și pe tine să mănânci din jertfele lor. De ce nu zice, vezi, nu cumva când o să te ia cu forța, să te pună la zid, să te închini? Nu, când o să te poftească. Ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel nevestele lor curvind înaintea Dumnezeilor lor să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea Dumnezeilor lor. Vă întreb, cine a reușit mai repede? Comuniștii în forță să ne impună idolilor sau occidentalii de voie bună și cu subvenții ne impun idolilor? Mult mai ușor să impune idolatrie cu voia bună decât cu forță. Că vorba evreului din întâmplare, să-ți faci cruce numai așa că dă cu biciul pe tine, ți-o faci, dar nu îți rămâne crucea nici pe frunte, nici pe piept. Dar dacă ți-o faci dinăuntru către în afară, rămâne încrustat. Și citim cazul din numer 25, efectul zeilor din jur. Gândiți-vă, de ce era Dumnezeu atât de indignat pe idolatrie? De ce adică l-a încurcat atât de mult un vițel acolo? Că ei n-au zis că nu este Dumnezeu. N-au zis că acesta e Dumnezeu. Știți că pe nimic era Dumnezeu așa de supărat în Vechiul Testament ca pe idolatrie. Și Noul Testament, numai că îmbracă alte forme. Numărul 25:1. Israel locuia la Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. El au poftit poporul la jertfe Dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. S-au încuscrit pe fondul împretenirilor și imaginați-vă cam ce se întâmpla acolo. Vă spun, cortul rămânea cam nevizitat. Părtășiile lor și chefurile lor bănuiesc că până seara târziu, dacă nu până a doua zi dimineața. La templu, la cort, că templu, cortul era atunci, Moise a rămas acolo. Uitați-vă, mai cu seama acum când încep festivitățile. Noi de la biserică mergem, la discotecă sunt toi. Și acolo, ei nu se grăbesc ca noi. Și astfel a fost părăsită casa Domnului, de aceea idolatria este un fel de a uita pe Dumnezeu. Este o cară pentru Dumnezeu. Este socotită curvie spirituală, ca și cum ai avea nevasta acasă, tu te duci la alta. Ai casă la Dumnezeul tău, dar tu te duci la altă casă. Sau nu vii la casa lui și rămâi la casa ta. Și aici, întorcând pagina, scrie că 24.000 au murit loviți de orgia aceea. Voi mai citi din Noul Testament, din 2 Corinteni 7,
Versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Să nu fii afectat spiritual, să nu te lași prins de nicio altă formă sau forță care să-ți atragă inima sau plăcere sau afecțiune. Și toată idolatria, la ora actuală, este sistemul lumesc. În sistemul lumesc. Și mai adaug din Iacov ce spune în capitolul 4, versetul 4 și 5. Suflete prea curvare, nu trup prea curvar, suflet. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Revin cu o idee asupra idolatriei. Uitați, copiii noștri sunt luați de mici. Vin serbările astea de sfârșit de semestru cu ocazia pomului sau ajunului de an. Sunt luați și încercați să fie alipiți acolo. Copiii de la școală, sub efectul unor aspecte culturale, sunt deslipiți de cele sfinte și alipiți acolo. Tinerii sunt atrași ei și sunt sclipitoare. Copiii mei îmi spuneau într-o zi să nu spun de altora. Tati, hai mergem pe la UDA să vedem brădulețul ăla, că așa de frumos e aranjat. Și îi atrage. Tinerii au și atracțiile lor. Noi ceilalți nu suntem scăpați de pofte, ba n-au scăpat nici bătrânii. Și lumea pregătește câte ceva frumos pentru fiecare la nivelul lui. Și după ochii lui, după ochelarii lui. Și după cum spunea Domnul, nu puteți sluji la doi stăpâni. Și când te atrag acelea, nu te mai atrag celelalte. Gândiți-vă dacă aici la biserică de sărbători am face o piesă, să facem o scenetă, așa cu imagini, încercând ceva, să schițăm ceva din Biblie. Și din coace să ne rugăm și doar așa simplu să predicăm din Scriptură. Credeți că numai copiii ar fi atrași? Și noi cei mari am zice, măcar să vedem cum este. Să-i înțelegeți pe evrei. În jur numai Dumnezei, ei Moise nu, Dumnezeu nu se mai vede, noi numai să stăm, să ne rugăm, mâncând un singur fel de mană și rogă-te, du-te după o norcă, undeva e Cananul. Este o ispită. După cum la trup este ispita materială, la spirit este ispita sufletească, spirituală. Rezistăm noi la asta? Și după ce te dedai, ce dai pas cu pas, fie vechilor apucături, fie apucăturilor din jur. Sunt două forțe care una te trage din urmă înapoi și una te trage din lateral. Și noi trebuie să mergem înainte. Și repede, că dacă n-alergăm, ne scot din dispozitiv. Și cealaltă ispită spirituală, necredința. În Deuteronom 1, citim despre evrei și baza credinței lor. Pe ce se fundamenta ea? Deuteronom 1. La noi este Biblia. Ei n-aveau Biblia atunci. 1:30. Domnul Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt. Apoi în pustie ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său pe tot drumul pe care l-ați făcut până la susirea voastră în locul acesta? Și acum, cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru. Pentru evrei, baza credinței era minunile sub care Dumnezeu i-a scos din Egipt, culminând cu cea de la Marea Roșie, minunea purtării de grijă prin pustie și solemnitatea dării legii de la muntele Sinai. Care sunt astea în viața noastră? Darea legii pentru noi este cuvântul. Minunea eliberării din pustie este dovada că Dumnezeu a putut să te schimbe, în mod special pentru cei care vin din lume, dintr-o viață păcătoasă. Iar existența prin pustie este dovada purtării de grijă, experiențele care le aveți cu Domnul. Fundamentală rămâne darea legii. Nici celelalte experiențe nu sunt de neglijat. Însă ei tot n-au avut încredere în Dumnezeu.
Și când nu-i încredere, e necredință. Căci credința este o încredere de neclintit. Și iar ne întoarcem la Psalmul 78. Măcar că au avut o asemenea bază, mai mare decât Avram. La Avram nu mai a spus Dumnezeu, îți dau țara asta. Și a făcut un legământ trecând amândoi printre părțile despicate a unor animale. Avram a crezut. A făcut Dumnezeu semne pentru Avram? A făcut mai târziu, pe baza credinței lui, dându-i un fiu la bătrânețe. Dar pentru evrei câte semne au fost? 78:8. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și a cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. De la versul 30. Dar n-apucaseră să stâmpere bine pofta, mâncarea le era încă în gură, când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor și a lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut minunile lui. De aceea le-a curmat zilele ca o suflare, le-a curmat ani printr-un sfârșit năprasnic. Pentru că nu au crezut minunile lui. Și când încep să te îndoiești, și nu știu dacă ați observat, oameni, ajung, și este o forță spirituală, ajung să se îndoiască. Unii se îndoiesc chiar de părți de Scriptură, alții se îndoiesc de prezența și de botezul Duhului Sfânt în viața lor. Alții ajung de să îndoiesc de crezuri care le-au susținut până la un moment dat. Știți cât de puternic e ispita asta? Cel mai tare om, Ioan Botezătorul, a fost asaltat de ispita asta. Și a trebuit să întrebe, oare el e Iisus sau nu el? Dar n-ai știut tu? Ispita necredinței. Să ajungi să te îndoiești de ceea ce a fost baza ta și să simți că stânga de sub tine se clatină. Așa e la necredință. Ispitele spirituale sunt astea două. Idolatria și necredința. Că omul are nevoie de două lucruri. Să stea solid pe ce stă și unde stă să se simtă bine, să se bucure. Și diavolul te atacă la astea două. Să se miște locul de sub tine și să nu te simți bine în locul în care ești. Să simți că altfel ar trebui să te bucuri și în altă parte ar trebui să fie satisfacția ta. Și este un verset în Psalm, Psalmul 33, care îmbină, citiți-l, vă rog, neapărat, Psalmul 33, versetul 21. Dacă dau acesta, poți să-l scrii cu litere mari și poți să-l spui din inima ta, spiritual stai bine. Da, inima noastră îți găsește bucuria în El. Nu-ți trebuie idol la ora aia. Căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Și când ai încredere în Dumnezeu, nu cârtești, ci știi că pe baza încrederii El poartă grijă și cât îți dă, atât ai bine. Astăzi am vizitat la spital un om care este de un an și ceva mai bine în spital, a suferit niște asuri extraordinare, este mutilat la față și din brâu în sus, iar picioarele au fost mutilate ulterior prin operații estetice ca să mai fie refăcută fața și alte părți. Și l-am întrebat, cum ați făcut față psihologică acestor stări? Și l-a spus, dacă Dumnezeu le-a îngăduit, înseamnă a văzut că le pot duce. Nepocăit este. Și uneori poate în jur pentru o rosură. Recitez versetul. Da, inima noastră își găsește bucuria în El. Căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Când îți lipsești încrederea, te apucă frica, te apucă cârtirea, te apucă nemulțumirea, te clatin, ca un om biat, spune Scriptura. Și amintiți-vă doar de acele 10 iscoade, numer 13. Se pare că la ei ispita era pe jumătate. Au zis că Canaanul e frumos, numai că nu se poate intra. 13:27. Iată ce a istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara pe care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile lui sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiul lui Anac și 14:1. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis, de ce n-o fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-o fi murit noi în pustia aceasta? Necredința lor. Nu spune Biblia în Evrei că n-au putut să intre din pricina
necredinței lor. N-au avut suficientă rezistență spirituală să știe că Dumnezeu poate să-i mântuiască. Și sunt printre noi din nefericire sub ispita aceasta pustie un oameni care spun, nu știu, nu pot, n-o să ies biruitor. Prin Domnul spune Biblia, prin Pavel Roman 8, că suntem mai mult decât biruitori. Adică, din avans e cunoscută finalul, e cunoscut finalul bătăliei. Dar uitați-vă la Caleb și pe el îl luăm ca exemplu. Versetul 30, Caleb a potolit poporul care cărtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Să vezi biruința dinainte. Să crezi că îți va fi dată. Uite-te dacă nu la biruințele din urmă. Uite-te la cuvântul care e scris. Păi stai pe baza pe care stai. Diavolul uneori ne creează imagini în jur ca și cum s-ar clătina baza noastră. Nu se clătina, a spus Domnul, eu voi zidi biserica și porții locuinței morților nu vor birui. Dar vă întreb de ce Caleb nu s-a clătinat și ceilalți s-au temut toți. Cum 10 le frică și la 2 nu le frică? Deschideți la Iosua 14. Aici cred că este explicația. Iosua 14 cu 7. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise robul Domnului ca să-i scodesc țara. Și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea, curată. Câte vreme ești curat, ai încredere. Când te-ai mânjit cu păcatul, încrederea se fragmentează. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului. Cel credincios, spune în proverbe, cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr, plin de curaj. Și știți ce spune Domnul Matei 8, 5 cu 8? Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Ne este inima curată? Dacă este, fericit de noi. Spune Pavel în 1 Timotei 1, ținta poruncii este dragostea care vine, inimă curată, credință neprefăcută, cuget bun. Cine le pierde pe una din astea, le pierde și pe celelalte. Și amintiți-vă de Psalmul 16, am spus noi cândva, de vremea lui David, de el când spune, eu zic Domnului meu, tu ești singura mea, fericire. Dar tot el spune în Psalmul 56, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Doamne, ajută-ne să ne fixăm plăcerea în tine și încrederea de asemenea. Și vom fi biruitori peste ispitele spirituale. Doar aici te poate lovi diavolul. La astea două puncte. Să-ți determine o altă plăcere. Dacă te bucuri în Dumnezeu, n-are șansă. Să te facă să te bâlbăi. Tu te încrezi în Dumnezeu și nu te temi nici de oameni, nici de diavolul. Și încheiem, citind Deuteronom 1:27, tot ce face Dumnezeu în pustie, nu mai privim la ispite acum. Ispitele sunt doar, dacă ne uităm pe partea relației sau hotarului nostru cu diavolul. Dar pe partea lui Dumnezeu, spune 1:27, ați scârtit în corturile voastre și a zis, pentru că ne urăște. De aceea ne-a scos Domnul din țara Egiptului, ca să ne dea în mâinile amoriților și să ne nimicească. Unde a vrut diavolul să atace cu toate ispitele astea? Să creadă poporul că nu iubește Dumnezeu. La fundamentul divinității, la iubire. Și acum citim tot din Deuteronom 7, 7 cu 8. Și pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină legământul pe care l-a făcut părinților voștri, de aceea v-a scos. Deci Domnul i-a mântuit de iubire și diavolul prin ispite a vrut să-i facă să înțeleagă că Dumnezeu de fapt îi urăște. De ce ne-a mântuit Dumnezeu pe noi? Nu că ne iubește? Și uneori, așa gândim despre Dumnezeu, pe fondul ispitelor diavolului, nu ține Dumnezeu la mine. Dacă ar ține, mi-ar da mai multă mâncare. Mi-ar fi mai bine, n-aș avea probleme. Nu. Astea sunt îngăduite aici, că Dumnezeu te încearcă dacă îl iubești. El sigur ne iubește. Dar ne încearcă și pe noi dacă îl iubim.
Și cum se testează iubirea? Pe vreme bună? Când ne-a iubit Dumnezeu pe noi? Când eram buni? Când eram răi. Și trebuie să ajungem și noi să-L iubim pe Dumnezeu când ni se pare că e rău. Și atunci suntem chit pe chit. Așa spunea un rabin evreu: Doamne, eu iert tot ce mi se pare că Tu ai greșit. Că știu că și Tu m-ai iertat pe mine. După mintea mea, așa se vede la ora asta. Uneori avem asemenea iluzii că Dumnezeu nu ne-ar iubi. Ne iubește ca pe Fiul Său. Măcar că ne îngăduie la toate aceste ispite ale vieții. Citesc din 8:2. Adu-ți aminte de tot drum pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeu tău în timpul acestor 40 de ani, ca să te smerească și să te încerce, să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile. Și știți că iubirea stă în păzirea poruncii. Asta a vrut Dumnezeu să vadă. Mă iubiți? Pentru că aici, chiar dacă rezultă asta indirect din Scriptură, aici se pare că a atacat diavolul sistemul universal al lui Dumnezeu. Vă dau un indiciu de unde rezultă asta. I-a zis Dumnezeu, satanului Dumnezeu, în cazul lui Iov: păi tu îi dai și el te iubește. Și Dumnezeu a spus: să vezi că iau și tot mă iubește. Diavolul a crezut că Dumnezeu face un fel de convenție economică cu Universul. El a creat, le dă ce le trebuie și ei se supun. Și diavolul a comentat: de ce să ne supunem? Nu. Dumnezeu tot ce a făcut, creația și felul în care a organizat Universul, este din iubire. Și cei care vor accepta și vor cunoaște sentimentul și îl vor recunoaște, sentimentul de iubire a lui Dumnezeu, și îl vor împărtăși și ei, vor fi mântuiți. Aici este examenul, în iubire. De aceea Dumnezeu să ne dea harul să luăm examenul acesta. Și versetul 5. Recunoaște dar în inima ta, Israele, de atunci și de acum, că Domnul Dumnezeu tău te mustră, cum mustră un om pe copilul lui. Așa s-a purtat Dumnezeu cu ei. De aia spune că i-a purtat ca pe aripi de vulturi. Când pe blană, când pe spini. Iară pe aripi, iar pe spini. Să-i învețe să zboare și ei în iubire. Că așa se zboară la cer. Vom zbura propulsați de iubire. Dar cei care nu vor înțelege asta și vor cădea, fie la ispitele acestea ale colectivității, certându-se, fie nesubordonându-se, fie loviți de uzura aceasta, fie nemulțumiți material, fie atacați spiritual, care sunt mai mari ispite, despre ei putem spune că cei care păcătuiesc mor în timp. Și citesc din Deuteronom 2, de la versetul 14. Vremea cât a ținut călătoriile noastre de la Cades Barnea până la trecerea părului Zeret a fost de 38 de ani. Până a pierit din mijlocul taberei tot neamul de oameni de război, cum le jurase Domnul. Mâna Domnului a fost împotriva lor ca să-i nimicească din mijlocul taberei până și-au pierit. Și știți că nu s-a încheiat călătoria până n-a pierit ultimul din acei care se răzvrătise împotriva Domnului. Și cu asta explicăm ce am zis la început. Unii cad la ispite, fac păcate și mor în timp. După 10 ani, după 20 de ani, din cei în stare să poarte armele, că pe ăștia îi taxează Dumnezeu, care se pot lupta și nu se luptă. Nu cu cei inapți se răfuiește Dumnezeu, cu cei care pot. Că Dumnezeu are în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Poate unii au murit după o lună și alții au trăit în pustie 38 de ani. Și poate te miri de câte unul că face păcate și în biserică de 25 de ani, mare 13, dar nu ajunge la gata. Oamenii ăștia mor pe drum. Domnul însă pe noi să ne păstreze cu viață. Să fie binecuvântat numele Domnului în veci. Amin.